Dan Morenciu, fostul director al Serviciului de Ambulanță Județean Namți, a fost condamnat definitiv joi de Curtea de Apel Bacău la patru ani și 6 luni de închisoare cu executare pentru luarea de mită în formă continuată. Practic Curtea de Apel a respins recursul formulat de Morenciu împotriva hotărârii Tribunalului Bacău și a menținut pedeapsa de 4 ani și 6 luni. În decembrie anul trecut, în cadrul aceluiași dosar, fosta șefa stației de la Târgu Nămț a fost condamnată la doi ani și 6 luni cu suspendare. Acesteia a fost confiscată suma de 6000 de euro pentru complicitate la luarea de mită. Alte 11 persoane acuzate de procurorii de de dare de mită pentru ocuparea unui post la instituție au fost condamnate atunci la câte un an și jumătate de închisoare, cu suspendare. Potrivit nea în perioada 2-18 mai 2022, Serviciul de Ambulanță Județean Neamț a organizat un examen pentru ocuparea unor posturi pe perioadă nedeterminată pentru personalul care fusese angajat fără concurs în posturi de execuție pe perioadă limitată, în timpul stării de alertă sau a situațiilor de risc epidemiologic și biologic. În aceste împrejurări, Dan Morenciu a cerut direct sau prin intermediul subalternilor săi de la 22 de persoane, sume cuprinse între 5.000 și 10.000 de euro, și ar fi primit în total 82.000 de euro pentru ca acestea să fie declarate admise la concurs.